Dragi timișeni, de Paști, fiecare dintre noi alegem să ne refugiem în sânul familiei, alături de prieteni, alături de persoanele pe care le îndrăgim. Și acest spirit de comuniune trebuie să-l păstrăm în suflet și după ce aceste sărbători se vor fi terminat. Pentru restul anului, în care vom trece și prin momente mai grele, la fel cum vom trece și prin momente bucuroase pe care trebuie să le împărtășim cu cei dragi. Fie ca aceste zile de adâncă comuniune și de regăsire personală să fie baza pentru un an excelent pe plan profesional și personal. Hristos a înviat, sărbători fericite!